Hristos a înviat și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Viața în Culori. După atâta mâncare și după atâta dulciuri și stat acasă, ne-am gândit să vorbim astăzi despre ceea ce înseamnă mișcarea și sportul în viața noastră și nu era nimeni mai indicat decât Jean Axoi, cel pe care l-am astăzi invitat alături de mine. Bine ai venit, Jean, la noi! Bine am găsit și transmit și eu aceeași gânduri. Hristos a înviat, suntem creștini, o sară creștini și permitem să-i spunem asta. Așa este. Tu ești pasionat de tot ceea ce înseamnă sport, Jean, și ești un exemplu personal pentru asta. Și eu tot timpul le reamintesc celor care ne privesc că invit alături de noi oameni care ne învață și ne povestesc din experiența lor proprie, nu din cărți și din teorie. Tu, de altfel, ai și o sală de sport și cumva îți desfășori și activitatea profesională în domeniul acesta. Un centru sportiv, zicem așa, pentru că... Ca să încurajezi tocmai în exact, acest scop, nu? Exact, adresez și la oamenii care vor să joc mini-futbol și aceeași timp am și o sală de fitness pentru cei care vor să cardio sau forță. Tu când ai descoperit sau când ai simțit nevoia aceasta de a implica sportul în viața ta și practic acum a devenit o obișnuință pentru tine? Ceea ce pot să-i spun Monica, că permis să spun Monica, sigur, cunoaște. Da. Și eu de când sunt mic, de la timpul când eram la Istanbul, practicam sport, dar numai fotbal. Și mulți care mă cunoște mă știu de la fotbal mai mult, de la alt oraș care vorbim. Dar într-o timp eu practicând fotbal mai încolo, după ce am concesionat terenul de la curte liceului, colegiului Roman Moda, am reușit să fac o teren de fotbal și alături de ea o clădire cu sală de fitness. Până atunci, sincer să fiu, n-am practicat eu cardio, fitness, zicem, mai complet așa. Și abia după ce am început să implic eu personal să fac și sportul ăsta, eu m-am dat seama că înainte nu făceam sport pentru corpul meu, zic așa. Făceam numai plăcere. Fotbal, jocând numai fotbal. Pentru că după aia am dat seama că eu eram tot timp gras, zicem așa. Practicând pur și simplu sala de fitness și ceea ce am eu acolo, sala mea, bineînțeles, am slăbit peste 15 kg ceva. Ce te-a făcut să te mobilizezi? Faptul că aveai kilograme în plus, că nu erai mulțumit de corpul tău sau de starea ta de sănătate? Aici e o problemă foarte de discutat. Fii atent, eu acum am împlinit 43 de ani. Mulțumesc, mersi la fel. Și pot să spun că în moment toți oamenii care trăiește planeta asta bișnuiești cu corpul tău care ești și nu dai seama că ești gras. Așa eram și eu. Deci jocam fotbal, aveam condiție fizică, dar ei speram că eram normal. Dar după ce am slăbit și am dat seama că pot să îmbrac absolut tot ce vrem și alt fel de chestii care nu putem să îmbrac, dar când eram gras nu dădeam seama. Creierul era bușnuit, corpul era oricum așa făcut. Totuși, ce te-a determinat să te apuci pur de și sport simplu, în ritmul ăsta? Pur și simplu știam că am sala mea care am făcut. Ai zis să profiți de asta? Da, exact, profit și instructorul care am avut m-a ajutat foarte mult atunci, aveam pe Famin Bogdan, zicem așa, care cunoaște mult lume din oraș și el lucra la mine în momentele alea și am văzut că el face și am lipit cu el. El știu și despre ce vorba, m-a ajutat foarte mult să formez corpul, cel puțin știu. Și la început era foarte greu. Eu, una care nu am practicat niciodată să merg să alerg pe bandă sau pe bicicletă, nu știu cum, mai mult de 5 minute nu rezistai. Da, dar după aia intri la un ritm, Monica, și dacă nu mai mergi, lipsește să iei ceva. În momentul ăsta, eu dacă nu merg la două zile sau la fiecare zi la sală, mă lipsește. Cât a trebuit să treacă ca să devină o... nu o dependență, ci o obișnuință pentru tine să simți efectiv nevoia să te reîntorci în sală?
Eu, sincer să fiu, cam înainte 5 ani, dacă nu greșesc, am reușit să fac pasul ăia de slăbire maximă, dar totul rezumă mental aici, trebuie să o ambiționez personal și eu sunt cel mai mare dovadă că se poate, adică cei care mă cunoște și sunt prieteni eu cu ei la Facebook acum, că asta e lumea care trăim. Am postat și poze cum arătam înainte 5 ani și cum arăt acum, diferențe de la cer până la pământ și cu idee, cum am zis eu și mai devreme. Eu înainte nu simțeam gras. Deci aici e problema. Te obișnuiești cu tine, da, și cu mulți, modul mulți în care din, arăt. Exact. Mulți din noi care trăim așa și suntem prieteni amici care așa, aceeași problemă are. Ei nu simte lucrul ăsta. Degeaba îi spunem noi, deci ei montat. Din ce ai observat în jurul tău, ce motivează pe oameni să se apuce de sport, Jean? Aici o problemă foarte gravă și după experiența care am eu și cu ocazia asta vreau să spun, am împlinit luna asta, cred că, de 20 de ani de când sunt în Roman. Și acum... Să-ți doresc mulți înainte, nu? Mulțumesc. Că acum ai și, vi s-a murit și familia și da, bănuiesc că aveți planuri să rămâneți aici. Sigur că dai seama, eu am petrecut mai mult decât jumătate viața mea aici în România și în Roman. Și vrem, nu vrem, suntem aici, nu mai plecăm nicăieri și cu condițiile care sunt mai greu acum pentru tuturor. Mulțumesc Dumnezeu că suntem sănătos. Ce vreau să-i spun? Asta cu, din păcate, acum eu pot să raportez că după Revoluție sunt și eu, am pierdut numai 3 ani care n-am stat aici. Ceea ce vreau să-i spun, o problemă foarte grav, românii, general vorbind, nu avem educație de facem sport, din păcate, față de vestul. Și încă o dovadă la ce spun eu, că arată grămadă raporte, mergem spre obezitate. Așa este. Și eu, văzând cu ochii mei lucrul ăsta, la salele, la sala care am eu și mai merg și eu stânga-dreapta, din păcate, oamenii aici, tinerii, care zicem așa, nu vor să vină la sală, îi spune că noi suntem frumoși și tineri. Dar ideea este, trebuie să investești pentru viitorul tău, știu? Și să te întreții. Exact, da. În mod ajunge la, după ce ajunge, nu zicem neapărat obez, dar la multe, foarte multe kilograme și că nu mai cap niciun haine, abia atunci trezește și vor să vină la sală. Și cred că asta se întâmplă greu în orice domeniu. Nu prea facem noi prevenție, nici exact în ceea ce privește... Noi investim pentru viitor, din păcate. Educația se lipsește, nu știu... Acționăm doar în ultimă instanță, da, când și atunci, nu mult se mai greu. Poate. Nu se poate, orice se poate, cu ambiție și dorință de face. Și nu avem probleme de sănătate să ferească Dumnezeu, se poate orice, sunt multe dovezi. De exemplu, la noi la sala am cunoscut persoane care... Se poate, se pare foarte exagerat, dar au dat 65 de kg și arătat, dai seama, schimbă complet viața ta. Primul rând, respiri mai bine, simți viața mai bine din alt punct. Capăți încredere în tine, vezi că poți. Și tinerești. Deci o chestie, nu știu cum să explic, pentru că trebuie să trăiești lucrul ăsta. Eu cel puțin vorbesc de pentru mine. După ce am slăbit... mental se schimbă complet. Am zis și mai devreme, îmbraci ceea ce nu poți să îmbraci. Deja complet schimb tot viața și ai mai mult de plăcere de viață și tinerești, logic. Și puțin. Sportul îți dă o energie aparte. Sigur, asta e și dovedit științific, chestia, da. Științific, corect, da. Dar mă referent aici, orașul care trăim noi, din păcate eu una, dacă trag o linie în momentul ăsta cu investiție care am făcut eu și proprii investiții, n-am luat de la nimeni niciun fond sau cum să-i spun mai departe, eu în momentul ăsta nu sunt mulțumit pentru că avem o problemă gravă. Una, că nu este educație de face sport. Cum crezi că am putea să facem această educație? Sau cine ar trebui să o facă? Trebuie să conștientizeze fiecare persoană. Degeaba noi, eu îi spun să ești tu mie însăși, dacă eu nu doresc să nu intre mie la cap că pentru mine este bine lucrul ăsta, n-ai cum să obligi pe nimeni să se trimiți la sală sau să faci și afară, nu contează, știu? Dar nu se face și eu, făcând comparație cu alte orașe, cu alte orașe care suntem conjurat, suntem foarte dedesubt. Oricum, pe nivel național e slab, dar...
Povestea fratele meu care vine din București și îmi spunea că acolo deja e o obișnuință pentru ei, au chiar la joburile lor, au astfel de săli amenajate unde ei merg și corect, fac cei care respecte sport. Oamenii, persoane și care lucreze și care vrea să scoți ceva bun din el, investește la chestia asta, pentru că din sport n-ai cum să faci ceva rău. Decât să mergi la barul și nu știu unde, acolo, aici ca paranteză vreau să-i spun, mulți care cunoște pe mine de mult, că am zis că am câteva timp, tot spune că uite, Jean, bravo, ți-a slăbit, că nu știu cum, dar aia sala ta și permis nu știu cum. Dar ei, când îi spun, dar și voi aveți timp. Nu, că noi nu avem timp și bani, nu știu ce. Dar timpul ne găsim pretexte, da, scuze. Da, asta îi păcălește pe ele, personaje care discută lucrurile astea, pentru că calculând simplu și eu cunosc persoane, am zis, sunt și cunoscut în oraș asta și cunosc foarte mult oameni. Cei care spune că nu are timp și bani, eu văd cu au și timp și bani. Da, mergi la barul și stai 3-4 ore și bei nu știu cât bere și ajunge se cheltuiește bani și strică sănătate. Sigur. Decât să vină o oră suficient să face un om pe stămână 2-3 ședințe câte o oră ar jumate. Ar fi suficient, da? Ca da. Să ne ținem cum, în formă, nu? Cum, forma și cei care vor să slăbește se poate, mai ales acum am introdus și noi cu instructorile care am eu la sală fitness. Acum este foarte la modă, zicem așa, și are eficiență maximă. Se face niște bine, circuite, da. Astăzi, practic, au luat de la armată, zicem așa, gen comand, zicem așa, niște mestecătură mai multe. O serie de exerciții. Rapid și se face la timp și are eficiență foarte bună și după ce faci asta simți că trăiești să încerci să fii. La început a fi greu, dar după aia obișnuiești și foarte bune. Cât de important este, Jean, să faci mișcare într-un cadru organizat, să fii supravegheat de un instructor, să primești sfaturi aici, de la acesta? Uite, aici a atins un moment care foarte important, subiect, zicem așa. Probabil înainte să fac, am și o sală, nu băgam seama lucrurile astea. Am încercat și eu câteva ore să alerg pe stradă. Spuneai că e suficient, nu? Să mergi cu bicicletă, da, să faci jogging. Merg cu bicicletă, nu știu cum. Dar este un secret aici care am descoperit și eu cu proprii piele. Secretul este la creier, rezumam treaba asta. Creierul al nostru, vrem, nu vrem, orice om din planeta asta are undeva ascuns dorințe de concurență. La sală de competiție, de, competiție, da. Deci pur și simplu am văzut și eu știu de pielea mea. Când mergem la sală, asta e diferența decât să practici singur. De exemplu, mult prieten care de-a mea cumpăr tot fel de bandă de alergat sau și pe care eventual și ajunge și mobilă acasă. Sigur, pentru da. Că nu poți să autodepășești și n-ai cu cine să concurenți. Aici vine problema de sală. La sală, când mergi pur și simplu și dacă cunoști, nu cunoști, poți să mergi cu cel mai bun prieten, cu nevasta sau bărbatul sau copii, când faci aceeași lucru, vrei, nu vrei, te vezi la, adică fugi ochii, știi? Vezi că alea, băi, stai că la poți, hai să fac și eu. Și tragi de tine, asta e automatism, deschide la creierul niște capacități, zica, supape, și tragi de tine. Despre asta vorbim. Și monteze mai mult pe oamenii care mergi la sală. Dar românii încă nu au descoperit lucrul ăsta. Deci nu există un film american, zicem așa, anii 60-70 care au făcut, erau sute mii de oameni în sale plin. Despre asta e vorba. Deci am înțeles că mult lume are putere să cumpără bandă, nu știu cum face acasă, tot fel de sală, dar nu face. Credeți mie, nu face. Deci am făcut și eu când eram mai tiner, știu și oameni care au poate făcut tot felul. Poate o perioadă de programul respectiv, dar da. Ce dai imediat? Da, rămâi, deci despre asta, rămâi că nu, creierul tău nu are cum să autodepășește și în momentul când nu autodepășește, devine implexală. Și ce tezi, n-ai cum, că așa suntem oameni. Știi ce am observat la oamenii din jurul meu, Jean? Că odată ce încep o astfel de activitate, prind drag de ea și devine ca și o dependență.
Da, asta îi spuneam și eu mai devreme. Eu cel care... Important e să începi. Da, cum ai spus tu, uite, eu nu pot sunt un om care pot să instruiește sau nu știu cum, dar cum ai spus tu la început discuției, eu sunt din interiorul probleme că am încercat eu, am slăbit și nu știu cum. Și la început, crede-mi, deci nu putem să fac mai mult de 5 minute banda și am ajuns să alergam o oră și ceva și cu vitezele mare. Deci de asta tot timp, mai mult decât atât, eu am operat 2 ore la picioare și destul de grav, foarte grav, alții nici nu mai joc să faci practic sport. Doi am tras de mine și am revenit. Și te-a ajutat bănuiesc și în sensul acesta să te recuperezi mai repede. Da, și recuperarea care facem după operații de ligamente și menisc, de exemplu, nu avem voie să 2 luni ceva, nu mă stăteam pe fund, zic așa, pe sală, facem niște scheme, așa, ridicam piciorul, nu știu cum, și după 2 luni și ceva a început să avem voie să merg pe bandă, așa, pe mers de jos, cum se spune așa, și după aia când a început să merg viteze 4-5, mă uitam stânga-dreaptă, care alerga la viteze nu, mental, crede-mi, și acum amintesc momentele alea. Eu nu puteam că fac, că atunci eram lovit, zic așa, accidentat după operație, gândeam, abia aștept să trag și eu alerg așa, tac, 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 tac. Și am tras de mine și am ajuns un moment, nimeni nu alerga la viteză care alerg eu pe ban. Deci tot rezumă la minte. De fapt, toată familia voastră este educată în spiritul acesta, pentru că și Alina, soția ta, e îndrăgostită de sport și cel mic Noel merge la fotbal. Exact, așa este, da. Deci încerci cumva să aveți aceleași preocupări. Sincer să fie, asta nu am obligat pe niciunul să faci lucrul ăsta, probabil văzând că pot eu, Alina cel puțin și ea nu practica înainte, după ce am văzut că probabil are efecte de supra meu și nu știu cum, ce pot să face și ea și atras de ea și arătat efecte. Deci n-ai cum, momentul când... trebuie să dăm niște poze cu soția lui Jean, care... Deci... Da, o să vreți să mergeți la sală. Asta zic eu și n-ai cum, adică când vezi că ai niște schimbare, niște rezultate, te încurajează să... Logic, dar de asta trăim, nu? Altfel, și la muncă care facem, muncești ca să abții niște o viață mai bună, nu știu cum, dacă nu muncești, stai acasă și stai acolo și nu faci nimic și aceeași lucru. Știi, mai auzi unele persoane că, ok, eu sunt bine în corpul meu, mă iubesc, mă accept așa cum sunt. Da, dar ar fi foarte bine să te gândești și la sănătatea ta, pentru că aceste kilograme în plus înseamnă pe parcurs... Nu neapărat, acum, corect ce îi spui, Monica, dar mai înainte tot așa a deschis un subiectul. Nu neapărat de kilogram, aici trebuie să investești pentru corpul tău, mai ales domnele, zicem așa, vrem, nu vrem, asta e viață, s-a făcut în cauza corpurilor sau hormonilor, zicem așa, sunt mai mult dispus, după 30 de ani, ceva să lasă piele mai moale, știți? Da. Decât bărbat. Asta s-a întâmplat. Nefericire. Exact, da. Da, e un dat. Văzând lucrul ăsta și cei care sunt conștienti, când vine la sală după 20 ceva de ani, mă refer la fetele sau domne așa, făcând asta prosprângește până la 40-50 de ani, depinde ce vrei din viața. Și eu am văzut rezultate și contez de mult lucrurile astea și nu trebuie foarte mult, adică să faci un niște efort colosal, exact, da? Exact. Sau... Sunt niște chestii care poți să atingi obiectivul tău direct, știi? Dacă să te gândești cum să-ți croiești hainele ca să ascunzi anumite imperfecțiuni. Da, nu trebuie să creăm ceva care desenăm pictură sau nu știu cum. Sunt foarte simplu și eficiente ceea ce oferim noi, eu și mulți care oameni care stau de fitness, știi? Ce ai observat? Cam care sunt categoriile care frecventează sălile de sport, de fitness? Eu, din păcate, vorbesc despre Roman, că trăim în Roman. Da, ne raportăm la Roman. Da, exact. Cum a spus, știu, a vorbit cu fratul la București, deja e la alt nivel, acolo mai repede conștientizează oameni. La Roman, din păcate, eu, că cel mai mare parte clienții mei sunt bărbați. Că
aceeași timp tot așa vreau să nu supăr nimeni, dar femeile mai cedeze mai repede. Deci nu prea am dacă am o clientă constantă, da, nu? Cel mai mult n-am mai mult de 5 domne care zic că vine de ani de zile. Mm-hmm. Tot vine câteva luni, după ce crede că simte bine, pleacă, după aia iarăși revine, și vine, da? Și tot așa, mm-hmm, nu este o stabilitate. Dar tineret, am zis, tineret băiesc se vine în jur de... Mai este o problemă la roman, că din păcate mulți pleacă, știu, nu poți să facem o... Adică nu poți să avem o, da, ceva corect. Da, când devii student, pleacă când termin liceul, nu oferi nimic, mm-hmm, oraș și pleacă la facultate și probabil acolo face, mm-hmm, cred și eu. Și continuă activitatea, da, aceasta cei care are posibilitate face facultate. Cei, mm-hmm, care n-are, merge afară la muncă și de asta mie lipsește tot timp. Între 25 și 35 de ani lipsește categoria asta din start. Mm-hmm. Mie și la salele, mai sunt câteva sale din oraș, lipsește. Și ce rămâne? Rămâne, mai vine niște valuri așa de copii de liceu, zic așa, probabil când vede că merge unul, două, trei, hai să mergem așa, dar așa strânge ca lumânar după câteva luni și rămâne categoria aia de 35 și ceva mai, mm-hmm, vine așa, dar eu una puțin, adică puțin. În momentul ăsta eu nu sunt mulțumit de activitatea care ofer la România. Dintotdeauna a fost așa sau ai observat o schimbare acum ani? După ce a început criza aia mare din 2009-2010 așa, tot mai puțin că plecați. Crezi că ăsta e un motiv, latura financiară? Nu, dai seama, e 85 de lei pe lună. Mm-hmm. Să nu spunem tariful. Da, scuze. Nu contează, oricum, da, e o sumă pe care, da, n-am permis-o. Eu zic că e simbolic, da, mm-hmm, zic așa, nu are niciun treabă. Nu, am zis, nu este educație și începe anul foarte bine, ianuarie, februarie, până la după sărbătorile de Crăciun, când, nu? Începe postul, oameni nu mai vine, sunt, lucrurile astea n-am să înțeleg niciodată. Majoritate suntem creștini, dar nu ținem tot postul, mm-hmm, dar nici nu vin la sală. Și faptul că ții postul nu înseamnă că nu poți să faci legătură, mișcare, da, totodată. Seama. Că de obicei cei care, nu știu, tindă să slăbească sau își doresc asta, îmbină sportul cu o dietă și atunci nu... Da, da, da. Eu problemă. Mai am zis că mai vorbesc cu alți oameni care are aceeași domeniu, la alt oraș e mult mai bine asta. O să venim, Jean, într-o zi la tine în sală, poate o să rugăm plăcere, pe sigur că da, instructoarea de acolo să ne arate și nouă câteva circuite, poate convingem pe cei care ne, da, privesc să se apuce de sport. N-am putut să nu imediat ziceam, dar s-a întâmplat înainte o lună, cred că e, și un pic, ceva unic la roman. Unic în roman, mm-hmm, exact, da. Am adunat tot din punctul de vedere asta că nu mergi la niciunul foarte bine, suntem conștienti asta care cei care avem sala să oferim sport, ca să faci oamenii sport, zicem așa, la masă. Și am vorbit toți împreună și am organizat bine aici cu ajutorul primăriei și Consiliul Local. Au dat la noi sala polivalentul, uh-huh, și trei sale de oraș care s-a de fitness. Am organizat o chestie de 5-6 ore cu mai mulți instructori care fiecare a făcut ceea ce pricepe aici, circuite, de exemplu, zumba sau tai boss, mm-hmm, și tot fel, mm-hmm, de chestii. Cred că sunt tot soiul de programe, da, spre care te poți și orienta. Pentru prima ediție și la ceea ce ceva unicat în roman, eu una și toți am fost mulțumit, am avut aproape 50-60 de practicant. Mm-hmm. Fără, am fost fără bani, am oferit noi totul cu ajutorul, am zis, Consiliul Local, mm-hmm, că a pus la dispoziție sala. Și am fost două zile foarte bun. Noi am gândit să facem lucrurile astea tot la ceea ce îi spui tu, ca să educăm pe oamenii. Am făcut și eu. Deci, în momentul am făcut și eu. Se poate vede pe mine și am fost, sigur, și domne care aceeași vârstă cu mine a făcut ceea ce a oferit instructorii așa. Și era și tribună
oamenii. Nu am fost, care să încurajeze, nu? Da, pe cei care practicau. Și cu ideea să merge vorba, uite, alea pot, hai să fac și eu, nu știu cum, ca să atragem oamenii. Și asta, să mergi să observi, să vezi cam ce presupune, dacă mai putea să faci și tu față programului respectiv sau dacă crezi că se emulează cumva pe ceea ce îți dorești. Da, tu? Aici tot exact ce discutam mai devreme, ca să tot rezumă la creier. Băi, vede că și dacă Jean poate, cum nu pot eu? Și așa hai să și după ce bișnește, oricum. Cu ce e mai faci special Jean sau cu ce e... Exact, corect, despre asta e vorba. Și am încercat și a ieșit bine. Sper să mai reușim să mai facem niște activitate din asta, ca să atragem oameni. Altceva, ce să facem? Asta e treaba. Da, să, e o inițiativă curajoasă care a dat de altfel rezultate și e un prilej ca omul să se familiarizeze cu aceste activități. Activități, da. Da, asta e altceva, ce să spun. Eu, noi avem sală și sunt și alți care așa, la dispoziție este... Da, clar că oferta este destul de generoasă și pe planul acesta. Mai ales la mine la sală, cei care vine și știu despre ce e vorba, am un instructor și o instructoră care ajute când, în momentul când vii, preia, se arată aparatura și dacă... Tu îi spui, e ca la medic atunci când mergi, nu? Exact, spui cam da. ce te doare ghilimele, cam ce ai vrea să obții, cum ai vrea să arăți exact, sau să da. Te simți după o anumită perioadă și atunci primești sfaturi de la un profesionist și sunt sfaturi țintite, pentru că așa da. Acasă facem totul la întâmplare și devenim frustrați pentru că nu obținem rezultatele pe care ni le dorim și, bineînțeles, că renunțăm. Uite, în momentul ăsta mai este o doamnă care mai vine la sală și a slăbit 45 de kg. Deci sunt niște niște exemple vii. Da. Și în momentul ăsta vine, ascultând pe instructorul care am și am. Totul stă în consecvență și în voință. Se vrea, exact. Mulțumesc tare mult, Jean. Data viitoare venim noi la tine. Eu mulțumesc din suflet pentru invitație. Chiesele care prin voi ajungem la cea mai mare masă romașcane, zicem așa, că voi sunteți între noi, între clienția voastră. Așa e, să vadă oamenii ce se întâmplă și ce se poate face și la nivelul acesta. Îți doresc succes în activitate și să vii cu cât mai multe idei și inițiative din acestea îndrăznețe. Mulțumim și dumneavoastră, în speranța că ne-ați urmărit și astăzi și să ne vedem cu toții în sala de sport și să ne obișnim să facem cât mai multă mișcare, numai bine!